Grudării. Da. Să spunem că aceste șantiere de săpături arheologice continuă și cu siguranță ele vor da naștere sau vor duce către descoperirea altor și altor izvoare istorice, nu? Da, să zicem așa, care apoi vor fi aduse cercetate aici la muzeu și publicate, bineînțeles. La Câmpul Românești s-au publicat o serie de materiale care vor fi adunate într-o monografie, iar la Grujdării deja au apărut două volume despre cetatea, despre așezarea întărită de la Grujdării, unde se oficiau servicii de cult. Da. Și care aceste este o cetate, o raritate, pentru că acolo se deserveau servicii de cult pentru o zonă dacică foarte mare. Apoi și la Grujdării au apărut deja două volume, urmând ca în perioada apropiată să apară și un volum care să publice cercetările privind epoca mai veche, a epocii bronzului și a neoliticului, care se găsesc sub, în straturile cele mai de jos ale săpăturii. Apoi, o mulțime de obiecte de metal, scoabi, cuie, cuțite, folosite în construcții, ca unelte. Așadar, continuăm periplul nostru prin sălile Muzeului Județean împreună cu doamna director Doina Ciobanu. Aici suntem în fața unui exponat relativ nou pentru Muzeul Județean. Este rezultatul săpăturilor arheologice din anul 2008. E vorba de un sistem de aducțiune a apei roman găsit la Petroasele. Datează din secolul IV, probabil, când la Petroasele funcționa un castru. Romanii făcuseră aici un punct de rezistență. Deci aleseseră Petroasele pentru că le asigura probabil și piatra necesară și condițiile de mediu favorabile pentru apărare. Pe deasupra, acolo era o civilizație veche, cum am vorbit de Grujdării și dacii stătuseră acolo, ambientul era bun, dacă există apă, sare, păduri și ceva teren, omul trăiește acolo pentru că poate să existe. Condițiile ideale pentru dezvoltarea unei civilizații, dezvoltarea umanității. Așadar, iată aici, suntem în fața unui, aș putea spune, unui unicat pentru Buzău, pentru că acest sistem de aducțiune poartă încă urmele cimentului, sau nici nu știu cum să-i spun, unui mortar special, care nu făcea altceva decât probabil deasupra erau niște olane care sau alte bucăți de piatră care sau da, sigur, ei sunt romanii, sunt aici este expus mai puțin de jumătate. Am descoperit încă pe atâta. Da. A fost descoperit. Iată, și acolo probabil că apele se duceau, erau distribuite în mai multe direcții. Da. Foarte ingenioasă da. Acest sistem, dat fiind faptul că localitatea Petroasele era într-adevăr așezată un pic întrepte, ca să-i spunem, și atunci apa probabil că avea un anumit curs, o anumită curgere. Mult de organizat al romanilor captaseră apa liberă de sus, da, și în cădere da. Liberă îi deservea castru care se găsea în partea de jos. Iată așadar o materializare a ideilor ingenioase de care toată Europa este plină, să ne amintim de faptul că sunt localități în Italia, dar și în Spania care încă mai folosesc așa numitele viaducte și apeducte încă de pe vremea romanilor. La noi probabil că n-au construit pentru că tot spațiul ăsta românesc este plin de ape și apele sunt foarte apropiate între ele. Da. Iar posibilitățile de scurgere și diferența de nivel este foarte mică, foarte apropiată la noi, adică pot fi duse în toate direcțiile folosind căderea liberă a apei. Și pentru că aici era bine, la Petroasele era bine, au venit migratorii. Și migratorii întotdeauna vizau centrele locuite de unde puteau să jefuiască. Și rezultatul acestei invazii la Petroasele a fost Cloșca cu Pui de Aur. Celebra localitate Petroasele, iată, numai
puțin celebru cloșca, tezaur, cloșca cu puii de aur, găzduit, iată, de Muzeul Județean din Buzău. Câteva lucruri, să le spunem, importante pentru cel care dorește să viziteze muzeul din Buzău și punctual tezaurul de la Pietroasele. Să spunem de la bun început că e vorba despre o replică foarte frumos făcută și în același timp fidelă originalului. Da, este, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și este singura care mai există. S-au făcut mai multe, nu știm câte, dar asta este singura care există. Tezaurul a fost dus la Muzeul Național și se găsește și acum la secția de tezaur a Muzeului Național al României, iar copia a fost dată de Carol I Institutului de Arheologie din București, iar în anii 80 am obținut-o noi. Câteva lucruri despre istoria acestui foarte frumos tezaur, care, așa cum spuneai, originalul este acum se poate vizita la Muzeul de Istorie Național din București. Cum a fost descoperit, câteva din lucrurile, sigur că este o poveste extraordinară a acestui tezaur, dar iată, face mândria, una dintre mândriile, să zicem, muzeului din Buzău. În 1837, în primăvara anului 1837, episcopia a comandat, a cerut, a încheiat o înțelegere cu pietrarii de la Pietroasele pentru piatră, voia să-și construiască zidurile întăritoare. În același timp se construia și podul de peste Câlnău și se scotea piatră pentru ambele locații. O familie de pietrari, din care făceam familia Avram și Baciu, înrudiți, mai toți erau înrudiți, în timp ce săpau au văzut o grindă mai frumoasă din piatră și după ce au săltat-o într-o casetă, după cum se pare, au fost uimiți să vadă o mulțime de obiecte. La început, ei nici nu și-au imaginat săracii că sunt în aur. Le-au scos, ba mai mult, unul dintre ei ar fi luat una dintre piese. Inițial s-au găsit, se pare, cel puțin 22 de piese. A luat una dintre piese și a comandat ferarului să-i dreagă o clanță. Și ferarul, încercând să lucreze cu ea, văzând că se topește așa de ușor, a spus: nu-i bună de nimic, nu-i bună de clanță. Drept care au dat tot deoparte. Dar, după cum se vede la cloșca mare, de a fost numită cloșcă, avea niște lănțișoare. Și unul dintre ei a luat un lănțișor, pentru că văzuse boierii care purtau lănțișor cu ceas la buzunar, și a vrut să ofere spre vânzare lui Frunză Verde, care era arendașul moșii episcopale din spațiul Pietroasei, zonei Pietroasele, l-a dat la vânzare. Acesta este primul care se zizează că obiectul respectiv este de valoare. Și atunci a început o gălăgie, s-a început să se răspândească o știre că ar fi ceva de valoare, mai ales că apăruse prima Constituție din statul românesc, adică regulamentul organic, și acolo era prevăzut că orice se descoperă sub rădăcinile plântuțelor nu aparține găsitorului, ci sunt ale statului român. Valabilă și astăzi această formulă. S-au speriat țăranii când au auzit asta, au luat obiectele și le-au pitit la un cuscru la familia Baciu. Dar peste ei au venit alte persoane să le solicite tezaurul, l-au cumpărat la un preț foarte mic și atunci se spune când a luat, le-a băgat în sac toate obiectele, le-a strâmbat și a tăiat acest platou enorm ca să-i încape în dăsagă.